așa cum vă spuneam un pic mai devreme, continuăm ediția noastră specială de agricultura la raport de aici, de la Indagra, de la Romexpo. Ne propunem pe mai departe să discutăm despre tehnologii performante, despre mașini și utilaje de top, pentru că e momentul cel mai potrivit pentru astfel de dezbatere, ținând cont că această expoziție, acest târg aduce în fața dumneavoastră cele mai performante și cele mai noi tehnologii din domeniu. Alături de mine la această oră este domnul George Stenson, Business Manager Case IH. Bună ziua și bine ne-am regăsit. Bună ziua, Ovidiu, mulțumim pentru invitație. Și eu mulțumesc pentru prezență. Frumos. Un eveniment mult așteptat de mai toată lumea. A fost sub semnul întrebării o bună bucată de timp, pentru că vedem cu toții ce perioadă traversăm, cum stau lucrurile, cum evoluează. Cu toate acestea, cei de la Camera de Comerț și Industrie a României au reușit să organizeze și ediția asta din 2021, cei drept mai puțin participanți, mai puțin expozanți, dar asta nu înseamnă că cei care au venit aici nu se bucură de condiții foarte, foarte bune. Și ce aș mai sublinia, aș vrea să menționez faptul că lumea trebuie să înțeleagă că odată ce ai ajuns aici în cadrul expoziției, toți cei care participă sunt vaccinați sau au trecut prin boală, altfel spus, n-au niciun motiv să se îngrijoreze din punctul ăsta de vedere. Intrarea este gratuită, locuri de parcare sunt suficiente. Îi invit încă o dată pe telespectatori să vină să participe și să vadă cu ochii lor ceea ce se întâmplă aici în zona asta de Romexpo. Revenind la dumneavoastră, cum găsiți acest târg în perioada asta de pandemie, într-o perioadă nu tocmai bună pentru niciunul dintre noi? Din punctul nostru de vedere, cel puțin în urma experienței de ieri și de astăzi, a fost un grup de vizitatori care au fost foarte conciși. Deci, aglomerația din alți ani, în care probabil aspectul de business pur era pe planul 2, acum s-a concretizat, datorită faptului că există foarte mulți fermieri care sunt întârziați cu semănatul. Vremea este extraordinară, deci dacă mă întrebați pe mine personal, nu cred că neapărat se pune problema de obligativitatea de a intra cu un document sau certificat verde, dar în momentul de față se seamănă foarte, foarte mult după ploile care au fost extrem de benefice, iar cei care sunt întârziați preferă în mod concret să își rezolve problemele primordiale ale afacerilor, respectiv ale fermelor lor. Da, e foarte adevărat, mai ales că vremea a fost bună, s-a pliat perfect pe nevoile fermierilor după o secetă care a dat multe bătăi de cap. Iată că au fost ceva precipitații, acum soarele e sus pe cer, cum spunea cineva, și da, le permite să își facă lucrările în liniște, mai ales că urmează, din câte am înțeles, iarăși o vreme ploioasă săptămâna viitoare și asta... Așa se anunță, motiv pentru care, mai repet, odată prioritățile le știm fiecare acolo unde funcționăm, ca și dumneavoastră cu AgroTV și așa mai departe. Important este ca anul agricol să se înființeze într-un mod bun. Noi ne-am făcut datoria profesională să fim prezenți la Indagra, deși acel semn de întrebare a funcționat până în ultimele zile înainte să înceapă, dar suntem consecvenți participării și le stăm la dispoziție tuturor clienților ca în fiecare an de altfel. Haideți să vorbim despre produsele pe care le aveți, despre produsele care îi întâmpinați dumneavoastră pe fermieri, pe cei care doresc să țină pasul cu tehnologia. Ceea ce am finalizat săptămâna trecută a fost un tur național în care am dezbătut în mai multe locații din România noua noastră tehnologie aplicată pe tractoarele de putere mare, care se numește, e un englezism, dar este foarte ușor de explicat, se numește AFS Connect. Traducerea simplă a principiului de AFS Connect este pretabilitatea tractorului să ofere managementului de fermă cel mai înalt nivel de detaliu vis-a-vis de utilajuri care lucrează,
implementul care lucrează împreună cu tractorul, combina și în plus, cel mai important lucru, îi ajută în aspecte de cartografiere a solelor, cantitățile de inputuri care au fost administrate în anii trecuți, în așa fel încât își creează o bază de date și de la an la an le va fi mai ușor. Nu în ultimul rând, aferent principiului de AFS Connect, este și dezvoltarea noastră pe linie de GPS sau precizie, agricultură de precizie, care merg mână în mână, motiv pentru care unul dintre cele mai importante lucruri pe care AFS Connect le aduce pe tractoarele de putere mare este faptul că nu se întâmplă în fiecare caz, dar există situații în care un lucru extrem de minuscul care dă o eroare electronică poate fi reparat de către operatorii noștri prin telefon de la distanță. Practic, scurtați timpii ăștia de reacție. Exact. Dacă acum, în momentul în care nu aveam principiul de AFS Connect, trebuia să deplaseze omul să constate o eroare venită de la un senzor, o chestie care probabil poate fi reparată în 15 minute, fundația de AFS Connect îți dă posibilitatea, în anumite cazuri, ca operatorul cu care stai de vorbă, îi spui numărul erorii și în momentul în care omul se uită în sistem și poate să ți-l fixeze de la distanță datorită acestei conexiuni AFS Connect. Practic asta face diferența între tehnologii și mașinile, utilajele mai puțin dotate. Despre asta vorbim. Nu mai putem inventa nici roata, nu mai putem inventa nici volanul. Sunt lucruri deja foarte bine stabilite. Motoarele sunt așa cum sunt, motoarele noastre de la Case, comercializate de Titan Machinery, au devenit din ce în ce mai fiabile, sunt dorite de foarte mulți producători de utilaje agricole la nivel mondial. Și așa că singurul lucru la care putem lucra este pasul următor, este ziua de mâine. Lucrăm de 30 de ani la sistemele de recoltat, lucrăm de 30 de ani la sistemele de șenilat ca să reducem tasarea din sol. Deci nu se pune problema să mai pierdem timpul cu lucruri pe care le-am stabilit și le avem foarte bine puse la punct. Dar trebuie să ținem pasul cu nevoile fermierilor, pentru că dacă vă dau un exemplu concret, acum 18-20 de ani, foarte, foarte puțini fermieri medii către mari se încumetau să cumpere și să plătească un sistem de GPS cu o precizie de 20 de centimetri. Foarte puțin. Astăzi există fermieri medii către mici care și-au dat seama că, virgulă, costurile lor pot fi influențate într-un mod pozitiv, se duc la precizie de 2,5 cm cu semnal RTK. Deci, nu avem timp să așteptăm și ca atare trebuie să fim pregătiți pentru absolut orice cerință. Lucrurile de bază sunt fondate, sunt finalizate. Aspectele acestea de tehnologie de care povesteați mai devreme sunt singurele lucruri cu care putem să evoluăm. Apropo de evoluție, faptul că România face parte din Uniunea Europeană din 2007, cred că a influențat foarte mult dotarea fermierilor. Trebuie să recunoaștem că odată cu aderarea, absolut, României, absolut, au căpătat o altă valență. Nu mai vedem nici terenuri pârloagă, nici locuri lăsate de izbeliște. Fiecare vrea să gestioneze cât mai bine fiecare bucată de teren și implicit să apeleze la tehnologia necesară. În comparație cu țările din jurul nostru, pentru că știu că răspundeți și de țări zona Balcanilor, da. cum sunt fermierii noștri? Sunt mai pretențioși și au mai multe cunoștințe, știu ce să ceară în momentul în care se așează la masa dialogului, prin prisma experienței și prin prisma faptului că facem parte din zona asta europeană, spre deosebire de unele țări din Balcan care încă nu au aderat. Este o afirmație foarte coerentă, la care subscriu. Nu este... este foarte bine știut. În momentul de față este un schimb de generații. De fapt, se întâmplă pe parcursul ultimilor 15-20 de ani. Conservatorismul din anii 90, al fermierului standard, care venea dintr-un sistem de IAS sau de CAP, a dispărut complet. Fermierul român, de vârstă medie,
și chiar cei care administrează pământ sau au dat drumul la business în agricultură încă din anii 90 au ajuns la un nivel de cunoștință extrem de evoluat, care de-a face cu faptul că facem parte din comunitatea europeană sau poate doar prin prisma unei nevoi de tehnologie supremă. În ziua de astăzi, lucrurile de bază nu se mai discută niciodată când mergi la o discuție cu un fermier. Au punctele foarte bine stabilite, știu exact ce își doresc și există și dorința care a pornit tot cu ceva zeci de ani în urmă, când am plecat de la o producție medie a României în jurul la 2 tone de grâu la hectar sau poate chiar de desubt. Mi-aduc aminte că după anii 90 România raporta în jurul la 1850 de kilograme de grâu la hectar. Evident, fiecare în momentul în care și-a făcut calculul și-a dat seama că datorită necesității de tehnologie, singurul mod în care pot evolua să ajungă unde au ajuns astăzi cu culturi de 5, 6, 7, 8, 9 tone de grâu la hectar, vin din tehnologie. Nu numai din tehnologia de tehnică agricolă, ci din tot cuantumul de inputuri, pentru că toate trebuie să fie mână în mână în direcția pozitivă. Și da, astăzi există fermieri români care probabil sunt campioni la nivelul Europei de Est în ceea ce privește producția. Nu producția medie, dar au sole cu 9 tone, cu 10 tone, cu 11 tone de grâu la hectar. Deci, pe de o parte a fost dorința de evoluție, prima jumătate. Cealaltă jumătate a fost necesitatea de a ține pasul cu evoluția celorlalți. Încă suntem o piață în dezvoltare, nu ne putem considera piață matură, datorită faptului că noi ce am făcut în România ca și brand și prin reprezentanții noștri comerciali Titan Machinery, n-am făcut decât să ținem pasul cu evoluția și să... Dar există foarte, foarte mulți fermieri care astăzi deja se gândesc la următorul pas, la culturi non-convenționale și eu văd un viitor extrem de sănătos al agriculturii românești. Evident, toți trebuie să ne aducem aportul la acest lucru. Bun, viitorul despre care vreau să discutăm în momentul de față are și câteva necunoscute, pentru că urmează această nouă politică agricolă comună care pune accentul pe mai mult verde, pe mai multă cultură bio. Noi trebuie să ajungem la un potențial de 25% din suprafață pe partea asta de bio, de înverzire. Asta înseamnă și o reducere a amprentei de carbon. Corect. Firma dumneavoastră trebuie la rândul ei să ia în calcul acest aspect și să creeze utilaje mai prietenoase cu mediul, mai prietenoase cu tot ceea ce se întâmplă. Aveți foarte mare dreptate. Primul pas deja l-am făcut. Suntem obligați de normele Comunității Europene, Uniunii Europene, suntem obligați ca emisiile să fie la standardul cerut egal pentru toate țările Uniunii Europene. Deci în momentul de față, în mod teoretic, dacă vrei să aplici pentru un program de fond european, tractorul sau combina trebuie să aibă emisie de tier 5, este regula. Deci primul pas l-am făcut. Legat de acele 25% de verde, de bio sau direcția în care se merge. A început acum vreo 4 sau 5 ani cu un procent de 5% de cultură non-convențională. Spre exemplu, năut, cine a avut curaj, fasole. Un alt exemplu. Sau alte multe exemple. Avantajul nostru este că avem o istorie atât de îndelungată încât avem un exemplu pe care îl preluăm și îl transpunem ca și principiu de funcționare în țara în care funcționăm. Există fermieri în Statele Unite care recoltează 500, 800, 1000 de hectare de fasole, motiv pentru care am fost obligați să creăm un kit în combinele noastre care recoltează toate culturile, care să fie capabilă să recolteze cultura de fasole. În condițiile în care ea îți face orzul, grâul, floarea soarelui, rapița și porumbul, am fost forțați de către piață să creăm acest kit, deci suntem pregătiți. Pe de altă parte,
toate aspectele cerute de Uniunea Europeană. Suntem un conglomerat imens, avem pe lângă utilajele agricole, avem și utilaje de construcții în portofoliu, avem și camioane, avem și mașini, grupul Fiat, deci suntem un conglomerat extrem de mare și avem marele avantaj că atunci când suntem obligați de către o lege sau alta într-o anumită țară sau alta, să ne înfructăm din propriul coș al familiei, cum a fost, spre exemplu, trecerea motoarelor de la Euro 3 Tier 3 la Tier 5. Am luat motoarele de pe camioane, le-am adaptat pentru tractoare, așa că a fost un pas extrem de facil pentru noi. Da, și cred că n-au fost probleme nici în perioada asta de pandemie pe partea asta de servicii de mentenanță, având atâția parteneri în zonă, v-ați gospodărit, v-ați gestionat mult mai bine decât alții. Este foarte adevărat, ăsta este rolul nu numai al meu, dar al echipei responsabile pentru Balcani. Există momente în care, într-adevăr, o foarte mică piesă, o piesă infimă dintr-o combină, îți pică în primele 50 de ore de recoltat la orz și probabilitatea să o găsești pe linia oficială durează probabil 30 de zile, 60 de zile, 90 de zile, se pot întâmpla accidente, dar datorită conlucrării noastre din teritoriu, am un exemplu foarte, foarte concret, un client de casă al nostru, pentru un simplu pinion și un rulment înăuntru, i s-a dat termen de livrare de 60 de zile, ne-am implicat, am dat telefoane în Bulgaria, l-am găsit pe stoc, combina a fost reparată de la 11 ziua până la 7 seara, a fost pusă înapoi pe picioare. Ăsta este rolul nostru, faptul că suntem prezenți aici, din partea producătorului. Vorbim limba locală și ne asumăm atât meritele cât și problemele care există, cred că este un mare avantaj pe care le reprezentăm în ceea ce privește colaborarea dintre Case aici și Titan Machinery în România. Vreau să discutăm și despre evoluția acestor mașini și utilaje agricole, pentru că am văzut cu toții acele tractoare fără mecanizator, fără om. Practic, ele funcționează prin sistemul GPS. Practic, acum câțiva ani, dacă era să discutăm despre așa ceva, ni se părerea de domeniu științifico-fantastic. Nu cred că ne imaginam. Tehnica a evoluat atât de mult încât ea vine să suplinească lipsa asta de personal, de forță de muncă. O lipsă de personal pe care o regăsim în foarte multe zone, nu numai în România. Din păcate, mulți aleg să muncească în altă parte, alte profesii și așa mai departe. Cert e că utilajele pe care le creați, pe care practic le produceți pentru fermieri, vin să-i ajute și din această perspectivă. Nu mai vorbesc de utilaje mari care practic înlocuiesc 2-3 oameni. Este foarte adevărat, investiția noastră în acest tractor științifico-fantastic acum 10 ani, care este real în momentul de față, dar din nefericire trebuie să-l definitivăm cu aspecte comerciale și de omologare, a venit în această direcție. Pe lângă faptul că am investit în acest tractor autonom, care în momentul în care va fi funcțional ar trebui să fie manevrat de către fermier în timp ce pe jumătate de tabletă vizionează meciul de fotbal și pe cealaltă jumătate ară. Acolo este apogeul tractorului autonom. N-aș putea să promit nimănui când îl vom avea, dar vă pot spune cu siguranță că eu cunosc personal 2 sau 3 fermieri români care au ridicat mâna și au spus: în momentul în care este gata, vă rog să mă puneți pe lista de așteptare. Nici măcar nu cunoaștem un preț să-i spunem cât ar putea costa, dar lipsa de personal l-a adus pe omul respectiv, pe fermierul respectiv, în acest punct. Mai am un aspect legat de ajutorul venit către operatori care sunt mai puțin experimentați. Spre exemplu, combainieri. Da? Foamea de combainieri în România este imensă. Cei care sunt de calitate sunt păstrați de către angajatorii lor și respectați foarte mult, pentru că ai fereastra de recoltat atât de scurtă cât este ea. Am montat începând de anul trecut, începând din 2020, chiar la sfârșitul 2019, am montat principiul de harvest command pe combine. Acest harvest command
poate să ia o persoană care nu este foarte experimentată în utilizarea combinei în timpul recoltatului și din cei 15, 18, 20 de parametri cât trebuia să seteze în trecut, pentru care avea nevoie de antrenament, astăzi are nevoie doar de 3 parametri simpli pe care îi introduce în combină, după care ea face absolut toți pașii necesari pentru consumul cel mai mic, calitatea cea mai bună a boabelor, viteza cea mai mare de înaintare în lan și toți factorii ăștia acumulați îți conferă o viață mai lungă și o combină care îți funcționează cât mai mult timp fără probleme. Deci este tehnologie și nu se poate altfel. Există puști veniți din liceu, terminați liceu agricol câte mai sunt în țară, că foarte multe din nefericire s-au desființat, care în afară au ales între a pleca în Occident și a face un job pentru care nu sunt pregătiți să înceapă o meserie în direcția asta și n-au recoltat niciodată în trecut și în momentul în care s-au urcat pe o combină case cu Harvest Command, i s-a părut floare la ureche și n-a avut niciun fel de probleme să livreze așteptările angajatorului lui pe perioada de recoltat. Cred că argumentele astea cântăresc foarte mult pentru un fermier, cu atât mai mult cu cât spuneam noi că cei care vin din urmă pentru a-și dota exploatațiile cu mașini și utilaje agricole au nevoie și de lucrători buni, lucrători performanți. Spuneam noi că tinerii practic s-au îndepărtat într-o perioadă de aceste joburi, de aceste meserii, numai că tehnologiile, gama de confort pe care le oferiți prin utilajele dumneavoastră, îi atrag, îi fac să se simtă bine și să agreeze meseria asta, să se îndrepte practic către munca asta și nu e deloc o muncă ușor, rușinoasă. Dimpotrivă, aș putea spune că e o muncă ca și cea de IT-ist, dacă absolut mi-e permisă comparația, absolut, pentru că nu cred că exagerez. E un mare adevăr în afirmația asta. Deja nu este niciun fel de secret. În anii 90, tractoarele făcute la Brașov, care deja probabil aveau 25-30 de ani, până băgai în viteza a treia, treceau 3 minute. Nu o găseai niciodată, pentru că asta era fiabilitatea lor. Astăzi, în momentul în care vine un om și un specialist merge la el și explică toate aspectele pe care trebuie să le folosească, să folosească atât combina cât și tractorul la capacitate maximă, îi se pare foarte simplu, nu este nimic complicat. Nu arată nici ca OZN-uri, dar aspectul de practicalitate am lucrat la el. Și ca să închei acest subiect, pentru a fi cât mai simpli în fața clienților noștri, acel panou de control, armrest, unde ai tot controlul combinei sau al tractorului, în momentul de față este identic de la 150 de cai putere până la 700 de cai putere. Cu alte cuvinte, toată flota are același armrest sau punct de control. Ai lucrat pe un tractor de 150 de cai, mâine dimineață lucrezi pe un tractor de 400 de cai. Nu schimb cu nimic gradul de obișnuință. Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate, după câteva minute ne vom reîntâlni aici la Indagra.